Salut! A început de zis. După cum se observă, foarte greu am reușit să finalizez însemnarea asta. Am început-o cu 8. A fost mai mult problemă de dactilografie. Dar am luat-o și puțin pe dos. Adică inițial am postat filmulețul, nu ăsta, ăla care o să lipesc după ăsta, că este un fel de preambul. Și după aceea m-am apucat să fac a treia petiție, re. Și a fost foarte dificil, a ieșit lung al dracului, că am folosit o mașină de tocat cu diametru de 1 mm la găuri. E ultima petiție în acest caz, că e timpul, n-am cu cine sta de vorbă. Dacă nu primesc un răspuns corespunzător, îi reclam la procuratură. Ei, ce ieși și acolo? Că sunt convins că o să găsesc niște variante de funcționari ca acestea, de aici. Poza e normală. Sus e un link care te trimite la petiția anterioară. Și linkul ăla care scrie compendiu. Am adunat pe aceeași pagină toate linkurile referitoare la petiția asta. E o poveste care începe de la începutul anului. Și ca să nu se alerge pe blog de la un link la altul, sunt toate grupate acolo. Linkurile sunt de așa natură făcute, încât automat deschid în tabul alăturat, la gol. Deci după ce le uit acolo, închid și revin apoi la linkuri. Asta ar fi. Să observă că am mai trecut un prag, 31.000 de vizitatori, mă bucur. Și mâine ies din alarmă. Mi se reîntregește familia. Abia aștept. Am spus eu că sunt foarte morcovit. Asta era motivul. Dar să ajung eu familia toată în Brașov și atunci e pe bune. În rest, acum lipesc ăsta preambul în fața însemnării care o aveam deja pregătită și la noapte urc petiția la primărie. O să fac două variante, că mi-e frică de un lucru. Există în legea aia sau ce dracu e cu petițiile, că dacă faci altă petiție care are același conținut, automat se trimite la arhivă. Și ca să nu pățesc așa ceva, petiția care urc pe internet la primărie nu o să fie asta completă care o vedeți voi intrând pe petiția. Aici am arătat și ce am zis eu și ce au zis ei, și comentariile mele. Aia o să fie numai comentariile mele la punctele respective. Ce ziceți? O să am mai mult succes? Că sunt pesimist. Dar asta nu-i motiv să nu încerc. Don Quixote cu Sancho Pancho. Toate bune! Mă bucur, acum înseamnă cam o lună în care pot să-mi văd de treburi. Că nu mai mă trezesc vorbind unul singur. După aia iar apare un plic. Păi de ce fac atunci? Dar până atunci mai trece o lună. Atât e perioada de fertilitate pentru funcționarii de la primărie. O lună. Indiferent care e situația, ei îți răspund după o lună. Zile să ai. De fapt nu zile. Luni să ai la dispoziție. Toate bune! Salut! Am ceva de zis. Ca de obicei, încep cu antescriptul. Pe sticlă a apărut unul Eugen Teodoro, ministrul, nu știu. Și a fost întrebat de ziariști, domnule, cum procedezi când vrei să dai bahșiș la ăla care ți aduce pizza? Instantaneu a răspuns, păi te duci la firmă și cer să scoată chitanța acolo.
Deci tu, că n-ai chef să-ți muți fundul, chempița acasă și după aia tu te duci la firmă. Ăsta e ministru. Pe alta, am terminat serialele Psihologia Minciunii. Mă bucur într-un fel, că îmi dau timp. E prima dată în viața mea când un serial, 3 sezoane, m-a captat așa de mult. În toate episoadele alea, unul singur m-a deranjat. Și nu l-am urmărit până la 4. În rest, răspălăria. Am aflat că s-a terminat serialul la sezonul 3. Lipsă pe spectatori. Pe normal. E o mare deosebire între serialul ăsta și Las Fierbinți. Dar chestia cu curba lui Gauss. Majoritatea sunt la Las Fierbinți. Unde aia cocoașa mare. Ăsta, puțin. Chiar eu, în timp ce urmăream serialul, trebuia să mă cuplez full duplex și să fiu atent. Densitatea de poante era așa de mare că nu-mi permitea să mă deconectez. Eu l-aș băga pe post de test serialul ăsta. Când vreau să știu dacă unul stă bine cu procesorul, mai urmărește un episod și spune numai atâta. Îți place sau nu? Și m-am lămurit. Sau la alta, citat într-un ziar, tânăr condamnat la moarte în Malaezia și-a sunat în zilele acestea tatăl său și cu lacrimi în ochi i-a spus că refuza să fie mutat. Pe scurt, e unul care a fost prins, care stupefiantă în Malaezia. Și sunt foarte îngăduitor la așa ceva. Te condamnă la moarte, fără comentarii. Îmi pare rău pentru el. Însă, e așa făcut-o. Se l-o trage. Și acum despre ce era vorba aici, că ăștia vreau să mute la altă închisoare unde nu mai avea acces la telefonul mobil. Și avea o problemă. Păi prima problemă a fost când s-a apucat să care stupefiante, în Malaezia. Că acum e o problemă mare pentru el și pentru taică sau. Da. Dar capul face, capul trage. Și acum el pierde capul. Trec la body. Am ajuns la o petiție în versiunea 3. Mă simt ca personajul principal din Don Quixote de la Mancha. Desebirea e că pe Sancho Pancho, aghiotantul ăla, îl joc tot eu. Mă duc cu niște mori de vânt. Pe scurt, serviciul relației asociației proprietari. Astea sunt murile de vânt cu care mă lupt eu. De ce fac treaba asta? Pe probabil de ce a făcut-o și Sancho Pancho, ăsta, Don Quixote. Fiindcă există murile de vânt. Și eu nu concep așa ceva. Da. Ca istoric, 14 februarie 2015 am trimis o petiție 12.052 la care după perioada de fertilitate de o lună am primit un răspuns cauciucat. Bun. Pe 25 martie 2015 am mai trimis o petiție care relua ce am spus în prima petiție, ca să primesc un răspuns mai la subiect. Și am primit un răspuns mult mai bun.
la care tu lămurea anumite amănunte de pe aici pe acolo, din părțile esențiale. Și acum am ajuns pe 8 mai 2015 să trimit versiunea a treia, în care reiau la alt nivel tot ce am spus în primele două. Deci am început în februarie și am ajuns în mai. Nu e la îndemână oricui ca să fie așa de consecvent. E o problemă de construcție. Te lași dracului pe gupaș. Eu nu mă las. Și pe tema asta e ultima. Nu mai are rost ca să-i mai sâcăi. De fapt, reclamație penală. De celor? Că de fapt vinovatul principal e al Brădușe, al împăratul. Președintele Asociației de Proprietari 162. Însă am studiat legea, am discutat cu un avocat. Este extrem de dificil ca să faci o reclamație penală contra stat, în cauza că e o asociație. În schimb, serviciul relației Asociației de Proprietari sunt funcționari publici. Ei, și aici te poți agăsa de ei. Citiți petiția, nu mai rău ce am scris acolo, punctez niște lucruri. Deci tot, una din aline, mi-a spus, zice, domnule, conform la ce-i trecut în registru cu procese verbale al Asociației de Proprietari 162, la ședință s-a bla 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 bla. Făcând abstracție la ce am spus eu, că am înregistrarea în care Brândușe spune, când s-a terminat ședința, ei mă duc ca să fac procesul verbal și pe aia vi-l aduc să-l scăliți. Păi la mintea cocoșului, chiar și a găinii, cu un proces verbal de ședință se face la fața locului, în timpul ședinței. Dacă nu se face asta, devine un fals. În acte publice. Iar acum seria pe o asta face trimitere la un fals. Și nu au niciun fel de greșeli. De fapt, sunt nevinovat, nici nu înțeleg treaba asta, e prea complicată. În răspunsul lor acolo, la punctul 6, mi-a spus, zice, domne, e normal ce ți-ai zis dat. Ce ți-ai zis dat semnul acolo? Că în timpul ședinței, ușa termopan, de fapt ușile, s-a spus că au fost plătite de două persoane, pro bono. Dar în același timp, eu am găsit și am capturat fotografia, un anunț al Asociației de Proprietari, care spune că banii pentru uși se vor strânge în perioada bla 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 bla. Vedeți că e link-ul cu captura asta. Păi sunt două lucruri care se bat cap în cap. Ce cred eu? Că, așa cum spune Brândușe, ușile au fost plătite de două persoane. Însă în același timp, cum e anunțul ăla, ușile au fost plătite și de către proprietari, către Asociația de Proprietari, conform anunțului. Ei, și ca să întrebințez un termen la modă, am suspiciuni rezonabile că banii ăștia, după ce au fost strânși la Asociația de Proprietari, au migrat. Și în loc să se uite Enalina unde au migrat banii, zice, ce scluz. Mi apare o problemă nouă. Cred că Enalina are niște clone. Probabil asta a ajuns la disperare și s-a repetit altă colega ei ca să răspundă. Dacă nu cunoaște datele problemei. Dau un exemplu. Cred că un colectiv de redactare a răspunsurilor. Clona Elia Lina, în răspunsul
în petiția 24, în răspunsul 24-261, spune referitor la acordul sau dezacordul dumneavoastră de a permite accesul reprezentanților bla 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 bla, este aplicabilă hotărârea Adunării Generale din 06-08-2014 de atribuirea unui consum în sistem paușal. Însă, cine nu știa că doamna Enealina, originala, în răspunsul 4779 din 23.02.2015, la punctul 3, cere imperativ Asociației de Proprietate să respecte articolul 15 din legea 230, care precizează condițiile în care trebuie să primești pe cineva în apartamentul tău. Păi, alt exemplu, clona. Zice, în cazul imobilor A33, proprietarii apartamentului situat la parterul la etajul 1, conform hotărârii, suportă jumătate din cota ce revine persoanelor care locuiesc la etajele superioare. În schimb, doamna Enealina, originala, în 2009 în plus Asociației de Proprietari, ca să termine cu ilegalitatea asta. Păi, sunt două Enealina. Trebuie să fac o sincronizare între fondele electronelor. Ce mai remarc acolo? În permanență spun, domnule, dacă nu-ți convine, dă-i în judecată, că așa scrie în legea. Da, așa scrie în legea. Însă ce nu înțeleg ei, că toate inițiativele astea, ilegalitățile lui Brândușe, până la sfârșit, se finalizează cu măsuri financiar contabile. E, și asta este parohia Serviciului Relației Asociației de Proprietari, să controleze ca să nu fie ilegalități. Deci că îi dau în judecată, că nu îi dau în judecată, în momentul când se pune în practică o decizie de genul ăsta, SRAP, Serviciul Relației Asociației de Proprietari, trebuie să se sesizeze. Stai băiatule, că nu e legală. Nu punem în practică. Ei. Complicat. News. Breaking news. Toți săcăindu-mă ăstea, Enealina et companie, am sesizat o treabă. E drept. Mai greu. 70 de ani, ce pretenții poți avea de la mine? Am discutat noi de cât au fost la ședință, când procesul verbal apare. 14, eu am spus, doamne, de fapt erau 12. Discuții pe tema asta. Dar atunci mi-am dat eu seama de o treabă, că erau 14, că erau 12. Scăzându-mă și pe mine, rămân 13 în cel mai bun caz. Pe pescare suntem 28. Deci nu, ședința asta nu poate să ia nicio hotărâre, că nu-i majoritatea. E? Asta cum mă mai întoarce? Și-a mai sezizat o treabă, breaking news 2. Și-am urmărit iarăși înregistrarea audio. Ședința nu s-a terminat cu votarea la ce s-a hotărât la ședință. Și atunci ce aplici? E ultima petiție care o fac pe tema asta. Deja am contactat un avocat și doamnă, fac reclamație penală. M-am săturat. Asta e și asta, e lung al dracului. Și am foarte multe șanse să găsesc la next level procuratură niște simpatizanți Enealina et companie. Dar totuși, poate am noroc și găsesc un om normal care îi pun listing-ul cu cele trei petiții, cu răspunsurile, doamne, e ok,
cum procedează ăștia. Bagă de dracul, trebuie să stănoage. Că ce nu reușesc să înțeleagă toate doamnele astea de la primărie, că ele trebuie să rezolve mie niște probleme. Ele sunt acolo fiindcă exist eu, generic, ca proprietar. Complicată treabă. Îmi țineți pumnii? Bine. Nu îmi țineți pumnii? Bine. Eu merg mai departe. Deci citiți petiția numărul 3. Atât am avut de zis. Știu, nu sunt normal. Sunt complet anormal. În asociația de proprietari sunt 110. Și numai eu sunt sărit de pe fix. Restul sunt convins. Eu unul președinte, te-a ajuns să rămână cu oane. Toate bune! Încă mai sunt morcovit în fundal. V-am spus că trec pentru o stare de stres. Să fete, de fapt, după mutra mea. Unul din membrii familiei mele într-o problemă. Teoretic se termină pe 10 mai. Și atunci o să devin și eu zâmbitor de nou. Dacă se termină cu bine. Vă să spun despre ce e vorba. Însă de-aia pe undeva eu am două emisfere. Una din ele e cu procesorul cuplat 100% din cauza problemelor astea care mă macină. Iar cealaltă emisferă își vede de treabă și se ocupă să-i facă coafură lui Enea Alina, et company. Eu mă deosebesc de maimuța Macau. A, bonobo. Cel puțin asta e pretenția mea. Ne mai întâlnim. Încă n-am terminat de redactat petiția. Așa că e posibil să mai adaug și un postscriptum video când e gata. E destul de dificil ca să, cum zicea domnul Boboc, Laurențiu, când cauți câte o soluție tehnică, o găsești. Dar după aia trebuie finisată. O faci rotundă, ca o bilă. Eu spre asta tind. De fapt și Brâncuș. A spus la un moment dat un lucru. Sunt acuzat că finisez fiecare amănunt până la perfecțiune. Fac asta din cauza că perfecțiunea nu este un amănunt. Plin de citate. E, intrați pe acolo, vedeți că am ajuns la citate 4. Sunt lucruri care mi-au plăcut spuse de alții și l-am preluat. Gata.